În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, slăvit să fie Domnul! Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat El în seara aceasta. De fapt, noi venim aici să ne închinăm lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu, să luăm merinde încă pentru o săptămână pentru sufletul nostru, dar mai suntem pentru ceva aici. De a ne compara, de a ne analiza, de a ne pune în cântarul Scripturii. Versetul pe care vreau să-l iau astăzi e din 2 Corinteni 5 cu 17 și acolo spune așa, și poate că ar trebui să-l spunem pe de rost cu voce tare toți, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Frați și surori, punctul de început în viața credinței este nașterea din nou. Acela e punctul de la care cu adevărat pornește viața creștină. Trăim printre oameni, printre credincioși, printre religioși și oamenii spun și eu sunt credincios, și eu sunt a Domnului. În după masa aceasta, în minutele puține pe care le mai am, vrem să trecem un test. Să vedem, suntem ai Domnului? Dați-mi voie să vă spun, sunt 4 teste care îmi spune sunt sau nu sunt a Lui. Sunt născut din nou, sunt creștin autentic sau nu. Creștin autentic știe să-și cedeze drepturile și lasă și pe celălalt. 2. Creștin autentic luptă împotriva sinelui, împotriva poftelor. Creștin autentic nu iubește banii, nu iubește banii. Dacă iubești banii, ai o mare problemă, dragă. Și în al patrulea rând, creștin autentic varsă, dă căldură, iubire și binecuvintează. 4 gânduri vreau să iau pentru noi și mă rog Domnului să ne punem pe cântar toți care suntem aici. În primul rând, omul autentic născut din Dumnezeu știe să-și cedeze drepturile. De obicei noi spunem, e dreptul meu, e grădina mea, e casa, eu nu cedez de aici. Atunci e o problemă cu tine. Vă dau 2 exemple din Scriptură. Avram pornește călătoria și îl ia pe nepotul Lot. Și din pricina lui Avram, Dumnezeu îl binecuvintează și pe Avram și pe Lot. Deja aveau domenii foarte mari și slujitorii lui Lot se certau cu slujitorii lui Avram că nu știau cum să își pună animale. Și auziți-l pe omul lui Dumnezeu, spune, nepoate, hai încoace. Țara înaintea noastră, alege tu. Dacă tu mergi la stânga, eu mă duc la dreapta, dar nu vreau să fie ceartă între slujitorii mei și între slujitorii tăi, între mine și tine. Vă pun întrebarea, oare cine trebuia să aleagă? Avram sau Lot? Și să-l vedeți cum a ales Lot. Lot s-a uitat la câmpia aceea mănoasă și a spus, auzi, unchiule, rămâi aici pe pietroș, dumneata, eu mă duc în câmpia aceea bună. Și Avram a rămas, pentru că totdeauna omul lui Dumnezeu știe să cedeze în favoarea celuilalt. Apostolul Pavel îi scrie lui Filimon, scrie așa, și dacă ți-a făcut vătămare mare sau ți este dator cu ceva, pune în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu zic că tu însuți te datorezi mie. Vă spun contextul. Onisim a fost un rob, a furat ceva bani de la stăpânul său, de la Onisim, a fost pus în temniță, dar Dumnezeu lucrează în providența lui să se întâlnească cu apostolul Pavel. Îl cunoaște pe Hristos și acum Onisim trebuia să fie eliberat. Dar unde să mergi? Că n-ai unde, era rob. Și apostolul Pavel spune, Filimone, pentru prietenia noastră, pentru dragostea noastră, dacă cumva te-a păgubit și te-a păgubit, lasă așa, plătesc eu.
Dragii mei, cine nu-și mai ține la drepturile lui, cu omul ăla nu te mai poți certa. Nu te mai poți certa. Noi ne certăm când, Domnule, avem dreptul. Omul lui Dumnezeu, ține minte, în familie, o grămadă de certuri. E dreptul meu, ba, e dreptul meu, ba, e dreptul meu. Și oamenii se ceartă nesfârșit. Când ești gata să spui, n-am niciun drept decât Dumnezeu să fie înălțat și eu caut ca fratele meu să fie zidit, atunci sunt cu adevărat omul lui Dumnezeu. Asta e primul semn. Sunt eu gata să cedez? Sunt eu gata să-l înalt? Chiar dacă rămân eu pe locul 2, nu-i problemă. Vine Dumnezeu când aduce el scorul final. La scorul final, Avram a rămas pe primul loc. Că Dumnezeu totdeauna lucrează și aduce lucrurile la balanța normalității. În al doilea rând, omul lui Dumnezeu luptă împotriva sinelui, a egoului. Biblia spune, cine vrea să vină după mine, auziți, să se lapede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Vreau să știți, creștinul e singura ființă din univers care are două firi. Are una duhovnicească și are una firească. Cineva a spus așa, a fost la o întâlnire, și s-a rugat cineva, o femeie puternic, și persoana respectivă a spus, parcă s-a coborât cerul, așa te-ai rugat de puternic. Apoi acea persoană care s-a rugat undeva făcea o gălăgie mare, 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 și persoana care a auzit că s-a rugat acolo, s-a dus să vadă, era persoana care s-a rugat acolo și a spus, acolo s-a coborât cerul. Dar tot dumneata te poți și certa. Știți care e problema? Noi avem natură duhovnicească și cea firească, dar omul lui Dumnezeu se va lupta 24 din 24 de ore ca firea pământească să fie ținută pe cruce. Dragii mei, dacă nu o ținem răstignită, ea izbucnește imediat. Secretul e să o ții răstignită. Întrebarea e cum să fac asta? Un teolog apusian spunea așa, povestea unui om care cu doi câini de rasă, ieșea, făcea pariuri, câștiga mulți bani, câinii erau de aceeași greutate, cam de aceeași valoare, dar totdeauna omul câștiga pariu. Spunea, astăzi câștigă câinele alb, mâine câștigă câinele negru. Cineva s-a apropiat și a spus, domnule, te urmăresc de câteva luni și dumneata totdeauna câștigi pariurile. Cum știi care câștigă? Și omul spune așa, câinele care vreau să câștige, îi dau mult de mâncare. Câinele care vreau să piardă, îl înfometez. Și eu știu atunci, când ies în ring, că câinele înfometat va pierde și câinele săturat bine va câștiga. Ascultă, dragă. Dacă îți înfometezi sufletul de Dumnezeu și ai mulți televizori, multe telenovele, multe bârfe, multe, 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 tu hrănești câinele negru și te întreb, de ce n-am răbdare, de ce n-am putere, că hrănești câinele negru. Dar dă-mi voie să-ți spun, fă-ți timp zilnic să ai o disciplină în care să te rogi autentic, să citești din Scriptura autentic, să în fiecare zi să spui, îmi voi încărca sufletul, că vă spun ceva, oricât de ocupați am fi, pentru ce dorim să ne facem timp, ne vom face. Vrea cineva să meargă la mare, pune bani, caută bilete și are timp de mare, îți faci timp, frate, de ce priorități ai? Al doilea lucru a unui om născut din nou, ascultă, vei pune firea ta pământească, stai acolo răstignită, stai în cuie, cum a stat Hristos pe cruce, pentru că în mine trebuie să domnească Hristos. Al treilea lucru e, omul lui Dumnezeu nu iubește banii. Biblia spune, iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. În biserica primară, oameni plini de Duhul Sfânt, știți ce făceau? Vindeau toate ogoarele, vindeau tot ce aveau și auziți, vă rog, puneau
la picioarele apostolului. Vă pun o întrebare simplă. Când ai numărat vreodată 1000 sau 2 de euro, ai adormit? Ai numărat 1000 euro și undeva la a treia ai căzut și ai adormit? Nu cred că o adormi nimeni. Sau dacă ai pierdut 100 de euro prin casă, toată casă o răscolești. Eu te întreb așa, de ce la biserică adormi? De ce adormi? Știți care e problema? Unde ne este inima, fraților? Acolo ne e și comora. Și întrebarea e așa, dai în fiecare lună din ce ai tu Domnului? Dacă nu dai, că fiecare avem ceva, sau mai mult, sau mai puțin, dar dacă tu nu dai regulat, să știi că inima ta e legată nu de Domnul, ci de bănișor. A treia caracteristică, uită-te bine, dacă ți-s dragi banii, frate, ar trebui să te întrebi, cu mine nu e în regulă ceva, aici trebuie să lucreze Dumnezeu. Și a patra calitate, oamenii lui Dumnezeu iubesc. Hristos a spus, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Și ascultă-mă cu atenție cum funcționează asta. Dacă ești omul lui Dumnezeu, vei avea vocabularul iubirii și vei vărsa prin cuvintele tale mângâiere și nu judecată niciodată. Omul care judecă mereu e omul satanei și omul dracului, să știți. Omul care îi judecă pe toți e omul satanei. Omul lui Dumnezeu e, spune așa, de mine a avut Dumnezeu grijă atâția ani. Oare ce cuvânt de mângâiere pot să dau eu acestui suflet? Regina Angliei, care a murit acum, am citit despre ea, a fost undeva în Scoția, o femeie necăjită, i-a murit în accident și băiatul. Și regina s-a dus acolo și femeia a spus, m-a ridicat extraordinar de mult. Și a întrebat-o vecina, dar cum te-a ridicat? Ți-a dat bani? Ce ți-a dat? I-a spus, nu mi-a dat nimic. A stat lângă mine și a plâns împreună cu mine, m-a îmbrățișat și am plecat. Dar am simțit că inima ei e sfâșiată lângă inima mea și am simțit iubirea ei. Dragii mei, oamenii lui Dumnezeu nu sunt reci, nu sunt nepăsători, ci sunt oameni care suspină, plâng, se roagă, agonizează în rugăciune și spune, Doamne, ai milă! Patru gânduri, patru caracteristici ale unui om care se pretinde al lui Dumnezeu. Știe să cedeze drepturile. Nu mă cer, dacă vrei să te ceri cu mine, ceartă-te, dar eu nu mai am niciun drept decât dreptul de a merge în iad. Dar pentru mine a murit Hristos. Apoi, 24 din 24, sinele meu, egoul meu, poftele mele le pun pe cruce. Apoi, dacă mi-s dragi bănișorii, spui, Doamne, leagă-mi inima de Tine și deslipește-mi-o de bani. Și apoi, fă-mă, Doamne, să am o inimă sensibilă. Domnul să ne ajute să ne cercetăm și cu adevărat să fim oameni născuți din nou care mergem spre împărăția lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul.